Omul sfințește locul. Datorită oamenilor care iubesc pământul și care au păstrat această știință a producerii de hrană la rang de mare cinste, mai avem încă bazine legumicole importante. În octombrie, pe câmpurile din comuna Lungulestu, din județul Dâmbovița, recoltatul verzei este întoi. Sătenii, agricultori renumiți pentru hărnicia lor, și-au împărțit responsabilitățile. Unii au rămas în câmp la recoltat, în vreme ce alții sunt în piața de gro din localitate. Ștefania Rădoi provine dintr-o generație cu tradiție în agricultură și a continuat această muncă împreună cu familia ei. A început cu un hectar, iar astăzi, împreună cu soțul ei, lucrează 10 hectare de teren. Spune că, deși munca pământului este grea, are multe satisfacții și privilegiul de a se bucura de un soi de libertate. Noi facem cultură dublă. Începem primăvara pe toate terenurile, cele 10 hectare pe care le avem. Începem cu plantarea cartofului timpuriu. Începând cu sfârșitul lunii mai, am un hectar jumate la agril pe care recoltez primul, că folia de agril ajută ca cultura să iasă mai timpuriu. Și imediat începem și plantăm celelalte culturi. După cartofii la agril vine ardeiul, pun gogoșar și capia pe un hectar jumătate, apoi urmează conopidă, varză roșie, varză albă, mai mulți hibrizi, plus românească din semințe pe care le producem noi. Comuna Lungulețu este polul cultivării cartofului și verzei. De aici pornesc către piețele din țară, dar și din străinătate, camioane întregi de marfă. Uneori, la prețuri derizorii, cu mult sub munca fermierilor. În pofida tuturor schimbărilor, Lungulețu a rămas un simbol al rezistenței în agricultură. Indiferent de provocări, aici se muncește pământul și se produce hrană. Eu zic că în Lungulețu se va cultiva varză și cartofi și peste 20 de ani. Eu am început prin a sparge regula asta de a pune doar cartofi și varză și cultiv un hectar jumate de gogoșar care a mers foarte bine și sfatul meu pentru lungulețeni este să facă în continuare agricultură, pentru că deja faima comunei Lungulețu este dusă chiar peste hotare. Nu cred că se va termina povestea comunei Lungulețu curând, doar că sunt sigură că și tinerii vor să rămână aici și să facă agricultură, sau cel puțin 3/4 din ei. Și eu am fost la facultate, sunt absolventa facultății de marketing și tot m-am întors la Lungulețu și fac marketing pe TikTok pentru agricultură. Lucrurile evoluează. Foarte mulți ani consumatorul avea un obicei. Pe parcursul anilor consumatorul și-a schimbat obiceiul. De asemenea, astăzi noi o să ducem varza la o fabrică de murat care procesează varză, face varză murată, pentru că acolo este cererea. Pe varză proaspătă la noi în târg nu mai este cererea aproape deloc. Oamenii se plâng, sau la piață, lângă remorci, nu prea mai e cerere, e foarte cald afară, temperaturile s-au schimbat, obiceiurile consumatorilor se schimbă odată cu temperaturile. Având în vedere că a fost o perioadă caldă și legumele merg foarte bine în momentul când dau căldură și au apă, foarte multă marfă s-a făcut de vreme. Avem mare noroc cu aceste fabrici de procesare și care au nevoie foarte mare de cantități uriașe de varză. Așa ne-au mai salvat pe noi în aceste perioade în care legumele s-au făcut mai timpuriu decât au nevoie consumatorii și ne-au salvat ca noi să nu distrugem aceste culturi. Agricultura este în esență un fel de joc de noroc. Fermierii, mai ales cei care au avut posibilități restrânse de a investi în sisteme de irigații, sunt la mila celui de sus. Anul acesta a fost unul secetos, iar costurile de producție au fost mai mari, dar fermierii nu au de ales. Munca lor trebuie să continue. În momentul în care noi am plantat varza, nu avem cum să știm ce fel de vreme avem. Datoria noastră este să producem legume, indiferent de consecințe. Nu producem legume în speranța că o să avem ploaie sau o temperatură frumoasă. Avem speranța că va fi un an bun,
de fiecare dată când înființăm o cultură, că o să ne ajute și Dumnezeu cu o ploaie, așa ceea ce nu a fost. Am plantat varza eșalonat, v-am zis, începând din luna iunie și nu am avut nici măcar o picătură de apă. Am făcut aceste culturi numai din irigat, cu combustibil, cu motorină și benzină foarte scumpe și, din păcate, prețul nu ne ajută să acoperim aceste inputuri. Dar v-am zis, nu am știut în momentul în care, că nu suntem și agricultori și ghicitori. Datoria noastră este să facem cultura și dacă Dumnezeu ne ajută să fie un an bun, este, dacă nu, asta e. De multe ori se întâmplă ca pe o parte din culturi să prinzi preț prost și să nu fii pe profit, dar pe cealaltă parte din culturi să fie profitul uriaș, astfel încât să acopere și pierderea pe celelalte terenuri. Anul acesta, pentru mine, a fost un an foarte bun. Cartofii au avut preț foarte bun de la început până la sfârșit. O parte din profitul de la cartofi le-am reinvestit în varză. Având în vedere că am o varză de calitate superioară, am reușit să nu am pierdere nici la varză și să nu dau nici pe preț foarte prost. Ștefania nu este doar producător agricol, ci și manager al acestei afaceri de familie. Fiecare aspect economic al activității trebuie gândit, trebuie analizat, astfel încât banii să fie folosiți în mod eficient. Ștefania trebuie să se gândească la toate scenariile posibile, inclusiv la unul de criză, în care prețul de valorificare este sub limita decenței. La final de an, când se trage linie, trebuie să existe un echilibru în tot ce s-a făcut. La cartofi am avut pe unele terenuri producție foarte bună, cam 40 de tone la hectar și prețul ne-a ajutat foarte mult. La varză cam 30 de tone la hectar. Prețul nu este satisfăcător, dar acceptabil având în vedere cantitatea. La gogoșare am avut un preț mediu de 5 lei la îngro. Producția, nu știu să vă spun, în orice caz am avut producție foarte mare la gogoșar. Am fost chiar lăudată de producătorii de semințe că nu au văzut cultura așa frumoasă nici la fermierii mari care pun hectare întregi de gogoșar. Fermierul român întâmpină tot felul de dificultăți și trebuie să stea în priză în fiecare zi. Avem boli, avem dăunători pe care vrem să-i combatem și în același timp să facem și niște produse sănătoase care să ajungă pe masa consumatorilor. Îndemn cetățenii români să schimbe puțin obiceiul de a mânca, de a se hrăni, să meargă la piață, să cumpere o varză. Varza românească este foarte, foarte bună. Să revină din nou la obiceiurile vechi de a băga un butoi, să fie varza lui, să ne ajute cumva în situații din astea foarte dificile, în care noi suntem pe supraproducție, afară e foarte cald și nimeni nu cumpără varză. Îi îndemn să meargă acum la piață și să-și cumpere măcar o varză de salată, să ajute puțin producătorii în acest an dificil. La momentul vizitei noastre, în piața de gro de la Lungulețu, erau mulți producători și aproape deloc cumpărători. Există însă speranțe că situația se va redresa. Cert este că frustrarea producătorilor era la cote maxime. Din zeci de fermieri, unul singur a fost de acord să vorbească în fața camerei. Ceilalți au susținut la unison că treaba lor este doar să producă și că autoritățile trebuie să intervină în sprijinul lor în situații precum cea cu care se confruntă acum. Prețul de valorificare pe kilogramul de varză era de doar 40-50 de bani. Marfa se dă pe degeaba. Acesta a fost mesajul pe care producătorii din Lungulețu au vrut să-l transmită. Cum a fost anul acesta agricol? La cartofi a fost bine. La varză? La varză mai slăbuț. De fapt, acum a început varza, dar cred că și din cauza timpului. Nu bagă lumea varză, e cald. În anii anteriori, când începeați să valorificați producția de varză? Așa, cam așa, 2, 3, 5 octombrie la varză, mă refer. Cum a fost cu producția anul ăsta? Cât ați obținut la cartofi, spre exemplu? Păi s-a făcut peste 20 de tone la pogon, 40 la hectare.
Este mulțumitor, este bine? Da, e bine, da. Da, e bine. Și la varză? Da, sămânța foarte mult. La varză e mai slăbuț. Deja nu cred că este sub cartofi, adică ca și cantitate. Și prețul foarte prost, că la cartofi a fost preț. Care sunt prețurile de valorificare acum în piață? Păi prețurile de valorificare de 50-60 de bani românească. Și Bucareștiul 40-50 de bani. Reușiți să vă acoperiți costurile de producție? Nu, acum nu. La varză nu. De câțiva ani de zile nu se mai face cantitatea așa la varză. Se face mai mult cartofi. Deci trebuia varza să depășească cartofii ca și cantitate. Noi udăm, dar vă dați seama unde prinde, prinde, unde nu prinde, apa e slăbuță. Deci e răsat și acum, e mică. Având în vedere că spuneți că producția de varză este mai mică anul acesta din diferite motive, nu ar trebui să fie un preț mai mare? Așa ar trebui. Așa ar trebui, dar cred că tot noi suntem de vină, dar mai intervine și ceva, cererea și oferta. Dacă nu este căutată, vă dați seama că de-aia se și prăpădește multă varză acum. Dumneavoastră, din producția pe care o aveți, cât reușiți să valorificați, cât se pierde? Să pierde cam un sfert. Cam un sfert să pierde. Doar aici vindeți? Da. Foarte mulți oameni, cumpărători finali, acuză intermediarii că, virgulă, câștigă foarte mult față de noi. Pentru noi, agricultorii, intermediarii sunt niște persoane foarte binevenite. Îi așteptăm cu brațele deschise la Lungulețu, pentru că noi, producătorii, trebuie să fim 24 din 24 lângă culturile noastre. Noi nu putem să mergem să ducem produsele finale la ușa consumatorului. Având în vedere că asta e situația, acceptăm și intermediari, cu toate că în ultima vreme au apărut fabrici de procesare, au apărut intermediari care duc la market, deci consumatorul final are acces la produse românești și în supermarket, dacă au obiceiul de a-și face cumpărături din supermarket, pot găsi produsele românești și la tarabele din colțul blocului și la piețe. Produsele noastre ajung și la supermarketuri în ultimii ani. Chiar se promovează produsele românești în supermarketuri. Varza produsă de familia Rădoi este de calitate superioară și ăsta a fost un criteriu datorită căruia a reușit să valorifice către fabrica de murat. Este important ca frunzele ei să fie sănătoase, fără boli sau semne ale vreunei boli, spune Ștefania. Nu se ține în schimb cont de dimensiunea verzei. În fabrică se pune la murat și varza de mici dimensiuni, dar și cea mare. Prețul de valorificare al verzei anul acesta este foarte scăzut. Nu acoperim nici măcar cheltuielile, dar asta este problema noastră, să vindem marfa, nu contează pe cât. Chiar dacă ieșim în pierdere, e bine să ne mai recuperăm ceva din investiție. Poate se va mai schimba prețul odată cu răcirea vremii, poate consumatorii o să înceapă să bage la murat și pe această cale îi sfătuiesc cei care locuiesc la curte și au beci să înceapă de acum, pentru că varza are un preț foarte scăzut și poate pe final se va mai ridica. Explicația pentru prețul scăzut al verzei, spune Ștefania Rădoi, este supraproducția. Așa cum se întâmplă în anii foarte buni, cum a fost 2015, spre exemplu, când prețul kilogramului de varză la Lungulețu a fost de 1,20 lei, 1,50 lei de bani. Există însă și ani mai dificili. Anul acesta s-a plantat mult mai multă varză datorită faptului că fermierii au avut preț bun la cartofi, au investit profitul din cartofi, au investit în varză și dacă tot au avut bani, au zis să mai pună 2-3 pogoane în plus. Dar problema nu este aceasta, problema este că și în țară, că nu Lungulețul face legea în toată țara, și în țară cred că există foarte multă varză plantată și, spre deosebire de noi, în țară au fost precipitații și culturile arată mult mai bine. Domnul primar din comuna Lungulețu a avut o inițiativă foarte bună de a face un târg al producătorilor
având în vedere că drumul național 7, pe drumul național 7 se execută lucrări de mărire a benzilor, domn primar a încercat să facă un târg al producătorilor în care noi să nu mai plătim cântar, să nu mai plătim loc. Inițiativa, din păcate, s-a oprit, nu știu de ce, ceva a întâmpinat dificultăți și acest proiect s-a oprit. Sper să meargă în continuare cu proiectul acesta, pentru că asta înseamnă ajutor din partea autorităților pentru noi fermieri. Să ne ajute să avem o piață de desfacere, cu toate că noi am fost favorizați de-a lungul anilor, spre deosebire de alte localități și bazine legumicole. Noi în Lungulețul avem târg de foarte mulți ani și un târg foarte, foarte cunoscut în toată țara, unde vin intermediari și se aprovizionează cu marfă. Și din acest motiv noi suntem norocoși. Comuna Lungulețu rămâne o emblemă pentru agricultura din România. Fermierii de aici sunt un model de perseverență și de decență. Indiferent de condiții, aceștia muncesc pământul, nu renunță la ceea ce au preluat din generație în generație. În fața lor trebuie să ne ridicăm pălăria.